Bună ziua, dragii mei concetățeni! 2016, un an cu bune curele. Un an cu frământări, un an cu multe căutări în drumul spre o viață mai bună a cetățenilor din comuna noastră. Ca primar, am încercat în această perioadă să rezolv toate problemele cetățenilor din Comuna noastră. O Comună care merită mai mult. O Comună care, ca și alte Comune din România, își caută drumul și destinul. Ca primar, încerc să rezolv totul așa cum speră. Și au sperat de viacuri cetățenii din Comuna noastră. 2016. Un an. Un an pe care l-am dorit mai bun. Un an la care m-am gândit și în care am sperat să realizez tot ceea ce mi-am propus. Am sperat ca să fac digu, aval, de podul de lângă primărie. Este o nerealizare. Dar, chiar dacă o trecem la capitolul nerealizări, știu că s-au făcut pași importanți ca să reușim în perioada imediat următoare, în anul 2017, să realizăm. Am sem semnat deja toate actele necesare implementării acestui proiect prin AXA 5 post-mediu, Postmediu, regularizare rutrotus, din palanca, urechești. Sunt sigur că în lunile anului 2017, primele luni ale 2017, acest proiect se va derula. Am sperat în 2016 să definitivăm procesul cu școala la temelie mai avem câteva termene și sunt sigur că firma care este obligată să termine lucrările va plăti și va definitiva această școală. La capitolul Vise Speranțe a terenul de sport de la școala Dumbrava. Anul următor, cu certitudine, acel proiect se va derula. Anul viitor se va derula și proiectul de asfaltare a drumului de la Biserica Dumbrava până la Agache, Maricica, Manea, prin Gal, Valea Trotușului. La capitolul realizări menționez terminarea în proporție de 90-95% a alimentării cu apă comună Vâie, sat și Pătrășcani, la care mai avem doar de făcut racordurile la cel puțin 100 de persoane, 100 de familii. În condițiile în care nu am mai primit rectificări de buget și îmi lipseau sumele pentru acordurile necesare acestor familii, vom continua în anul următor. Tot în anul următor sper să începem și canalizarea Gura Văie Pătrescani. Cu bucurie țin să anunț toți cetățenii din satele Dumbrava, capăt Atemelia, Păltinata, Motocest, că pe data de 22 a 12 -a, 2016 deschidem plicurile cu ofertele pentru alimentare a acestor sate cu apă, un proiect important, un proiect de 6.500.000 de roani, 65 de miliarde în bani vechi. Este strict necesar și cred că va fi benefic. Suntem în ultima fază a procedurii de achiziție publică. Digul de la Guravăie și-a spus cuvântul, la inundațiile din vara acestui an, de pe data de 2-3 iunie 2016, când, și acum mi-amintesc, cu îngrijorare priveam cum cresc apele râului Trotuș și pe la 1 noaptea împreună cu cetățeni din comuna Guravăiei făceam cruce și spuneam bine că a dat Dumnezeu mintea românului de pe urmă și în cei câțiva ani de când sunt primar am făcut acest dig pe o porțiune de 1700 de metri liniari, lucru care a dus la salvarea bunurilor cetățenilor din comună și agoniseala de o viață care avea să fie luată pentru a treia oară. La capitolul realizări putem prinde balastarea tuturor uliților din comună, astfel încât la orice casă din fiecare sat, cetățenii să poată să meargă în papuci de casă. Chiar în condițiile în care și spuneau că dacă Valerica Mihalcea este din nou primar, nu se va face căminul la Dumbrava, vedem cu plăcere că lucrările la Căminul Cultural Dumbrava se derulează într-un ritm alert și sunt premise că în anul următor, până în lunile iulie-august, această lucrare să fie definitivată. La capitolul realizării și ținând conșit de cerile cetățenilor din satele Dumbrava, Capăta și Păltinata, am reușit și am cumpărat. Și am trecut în patrimoniul comunei, dispensarul de la Dumbrava. L-am cumpărat de la doctorița Pârvu și acum pot anunța toți cetățenii din comuna Gura Văie, în special satele Dumbrava, capăta păltinata, că într-o perioadă scurtă de timp vom avea medic de familie, întrucât avem spațiul nostru pe care îl vom Concesional vom cheia cu o sumă modică uh, unui medic de familie care își va desfășura activitatea în dispensarul care acum este al nostru. La păltinata putem menționa că am terminat podul peste pârâul mare, din tuburi de beton. O lucrare destul de grea, în condiții destul de grele pe care am efectuat-o în bune condiții și acum satul Păltinata nu mai este rupt în două. La capitolul realizări merg și pe premisa faptului că în proporție de 80% cetățenii din comună au înțeles că nu se mai poate fără să depozităm corect gunoiul menajer. Au înțeles că este nevoie, că orice serviciu trebuie și plătit. Și încet, încet acest proiect și-a adus aportul și asupra uh, imaginii Comunei. Comuna arată altfel, șanțurile rigolele sunt cosite, sunt igienizate și nu mai avem gunoaie și pempări pe toate. Locurile, în toate locurile, pe toate păraile și pe malul râului Trot. Ce vă pot spune, dragii mei? Am încercat să sprijinim uh, cu toată ființa activitatea care s-a desfășurat și uh, la școlile din comună. Am sprijinit activitatea copiilor la Olimpiade cu microbuze, cu premii pentru copiii care au luat uh, au obținut rezultate foarte bune și au luat locuri uh, fruntașe la aceste olim, olimpiade de, sărbă, pentru sărbătorile de iarnă. Am încercat de Sfântul Neculai să venim cu un mic cadou pentru toți copiii și pentru persoanele cu grade handicap cu un mic gest, un gest al omeniei, al bunului simț. Și am încercat să aducem o mică bucurie tuturor acelor copii. Întotdeauna am încercat să ajutăm persoanele nevoiașe cu stimulente materiale sau cu, prin intermediul unor cetățeni binevoitori, cu hăinuțe, cu un cadou, cu o dormeză, cu o plapumă, o pernă, să facem ca fiecare dintre noi să simțim că suntem uh, doar uh, trup și suflet pentru bunul mers al omului. Dragii mei, viața are urcușuri și coborășuri. În viață Drumul tuturor nu este presărat numai cu flori. Dar știu că primăria Comunei Guravăi, Consiliul Local al Comunei, noul Consiliul Local, că despre cel vechi nu pot spune că au fost cu cetățenii. Noul Consiliu Local al Comunei Guravăi, toți salariații din primărie, Poliția, medicul, persoanele responsabile s-au adus aportul ca activitatea Comunei noastre să deruleze așa cum toți am sperat. Cu gândul că anul 2017 va fi un an mai bun. Vă pot spune că vom depune toate eforturile pentru a fi alături de dumneavoastră, pentru rezolvarea problemelor care apar în comunitatea noastră. La apropierea Crăciunului și a sărbătorilor prilejulite de Anul Nou, vă invit cu multă dragoste la. Sărbările care le vom uh, da în Căminul Cultural, sărbări aprobate de Consiliul Local, la care vom avea și tradiții, obiceiuri, colinde, uh, așa cum ne-am obișnuit de când noi eram copii. Vrem ca toți să simțim în inima noastră că sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, pătrund în fiecare casă cu un pic de bunăstare, cu prosperitate și cu bunătate sufletească. Dragii mei, vă pot spune doar că eu ca primar voi fi alături de dumneavoastră trup și suflet, al dumneavoastră cu multă dragoste și cu multă iubire, Mihalța Valerică. Doamne, ajută un an mai bun și vă doresc din toată inima mulți ani fericiți, multă sănătate și fericire să pătrundă în casele dumneavoastră. La mulți ani 2017!